Tot în această zi, luna iulie, ziua 21, Sfântul Cuvios Simeon cel Nebun pentru Hristos și Sfântul Ioan Pusnicul, pe vremea dreptcredinciosului împărat Iustinian, popoarele iubitoare de Hristos, venind în Sfânta Cetate a Ierusalimului, la praznicul înălțării cinstite și de viață făcătoare crucea Domnului, doi tineri, după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au plecat din Siria la Ierusalim să se închine cinstitului lemn al Sfintei Cruci. Numele unuia era Ioan, iar al celuilalt Simeon, fiind amândoi de neam bun și bogați. Ioan era în vârstă de 24 de ani și, având femeie tânără, petrecea lângă tatăl său cel îmbătrânit, deoarece maica lui murise. Simeon era neînsurat, avea o maică văduvă și bătrână, în vârstă de 80 de ani. Amândoi acești tineri se întovărășiseră între dânsi și cu dragostea lui Hristos, ca unii ce erau din aceeași țară și au petrecut în Ierusalim multe zile, cercetând împreună sfintele locuri și închinându-se. Pe când se întorceau ei între ale lor, s-au pogorât în valea Ierihonului și, mergând pe sub munte, au trecut pe lângă cetate. Văzându-i mănăstirile din prejurul Sfântului Iordan, Ioan a zis către Simeon: „Știi oare cine viețuiește în acele locașuri?” Simeon a zis: „Cine viețuiește întrânsele?” Ioan a răspuns: „Acolo viețuiesc îngerii lui Dumnezeu.” Simeon, minunându-se și suspinând, a zis: „Putem oare să-i vedem?” Ioan a zis: De vom vrea să primim o viață ca a lor, apoi cu adevărat ne vom îndulci de vederea feței și de vorbele lor.” Deci ei ședeau în cale amândoi călări. Apoi, descălecând de pe cai, i-au dat slugilor lor, zicând: „Mergeți încet înaintea noastră.” Slugile mergeau înainte cu cai, iar ei, urmând de departe, vorbeau cum ar putea să-și mântuiască sufletele lor. Mergând încetişor, au ajuns la o răspântie, de unde era o cale care ducea către locul unde li se cădea să meargă, iar altă cale mergea spre Iordan, de unde se vedeau acele mănăstiri. Ioan a zis către Simeon, arătând cu degetul calea ce duce spre Iordan: „Aceasta este calea care duce la viață.” Iar spre calea ce era spre Siria a zis: „Aceasta este calea ce duce la moarte, deci să stăm, frate, la această răspântie și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne povățuiască pe care cale să mergem.” Plecându-și ei genunchii, au început a se ruga Domnului cu căldură, zicând: „Doamne Dumnezeule, Cel ce voiești să se mântuiască toată lumea, arată voia Ta robilor Tăi și ne îndreptează calea pe care vom merge.” Rugându-se din destul, au aruncat sorți și a căzut soarta ca să meargă pe calea ce ducea la Iordan. Atunci ei s-au umplut de mare bucurie duhovnicească și cu smerenie au mulțumit lui Dumnezeu. Deci și-au uitat părinții unul pe tată și femeie, iar altul pe maica sa, și defăimându-și averile, au socotit într-un nimic toate cele frumoase și dulci ale acestei lumi. Cuprinzându-se în brațe unul cu altul și sărutându-se cu sărutare sfântă, au pornit pe calea ce duce spre Iordan și pe care cu adevărat au ajuns la viața veșnică. Ei alergau cu bucurie la mormântul lui Hristos, cel primitor de viață, ca Petru și Ioan, întărindu-se și îndemnându-se unul pe altul. Pentru că Ioan se temea ca Simeon de dorința mamei lui cea bătrână să nu se întoarcă de la scopul cel bun, iar Simeon de asemenea se temea de Ioan ca nu cumva dragostea femeii cu care se însoțise de curând să-l distragă de la acelea ce le erau puse înainte ca magnetul pe fier. Drept aceea își întindeau unul către altul cuvinte duhovnicești, învățătoare și mântuitoare. Ioan zicea către Simeon: „Iubite frate, nu te lenevi, nici nu slăbi, căci nădăjduiesc spre Domnul că acela în ziua de azi iarăși ne-a născut pe noi, și ce folos poate să ne fie nouă din deșertăciunile lumești, și ce ajutor vom afla din bogății în ziua judecății, oare nu ne vom vătăma mai mult? Asemenea și tinerețile și frumusețile noastre cele trupești, oare pururea le vom petrece? Nu se vor schimba oare în bătrânețe? Oare nu ne va ajunge moartea? Noi nu suntem înștiințați că vom ajunge la bătrânețe, pentru că și cei tineri mor neașteptând moartea.” Simeon a grăit iarăși către Ioan: „Eu, frate, n-am nici tată, nici frați, nici surori, decât numai pe o singură mamă pe care m-a născut și care acum a îmbătrânit. Pe mine nu mă doare inima atât de dânsa, dar mă întrebam în inima mea pentru tine, ca să nu te abazi din
această cale bună din pricina dorinței femeii tale cea frumoasă și iubită, cu care te-ai unit de curând prin nuntă. Astfel vorbeau ei între dânsii pe când călătoreau. Ei s-au rugat lui Dumnezeu și pentru aceasta ca să le înștiințeze voia sa, în care anume mănăstire să se tundă în călugărie. Și și-au pus un semn ca acesta, în care mănăstire vor afla porțile deschise, în aceea le poruncește Dumnezeu să intre. Deci s-a întâmplat de au mers la mănăstirea cuviosului Gerasim, în care era egumen un bărbat insuflat de Dumnezeu cu numele Nicon. Aceluia i s-a vestit mai întâi de la Dumnezeu de venirea acestor doi tineri aprinși de dumnezeiasca dragoste, pentru că Nicon a văzut pe Domnul într-acea zi în vedenia visului zicând către el, scoală și deschide ușile obrăzii ca să intre aici oile mele. Egumenul, deșteptându-se, a mers și a deschis porțile mănăstirii și ședea acolo, așteptând venirea oilor lui Hristos. Apropiindu-se Ioan și Simeon de mănăstirea lui și văzând porțile deschise și pe stareț șezând în poartă, s-au bucurat cu bucurie mare. Deci Ioan a zis către Simeon, bun este acest semn, frate, că mănăstirea este deschisă și portarul șade ca și cum ea așteaptă venirea noastră. Venind ei la poartă, egumenul s-a sculat și le-a zis, bine ați venit, mielușei lui Hristos! Și primindu-i cu dragoste, i-a dus în mănăstire și i-a ospătat cu trupească și duhovnicească hrană și i-a odihnit în noaptea aceea ca pe niște străini. A doua zi le-a zis, frumoasă și plăcută este lui Dumnezeu dragostea voastră pe care într-un suflet o aveți către dânsul, însă trebuie ca și voi să o păziți cu din adinsul ca nu cumva să o stingă în voi vrășmașul mântuirii voastre. Bună este alergarea voastră, însă sunteți datori să nu slăbiți în alergare până ce veți ajunge cununire. Bun este scopul vostru, însă nu fiți fără de grijă ca să nu se răcească căldura cea duhovnicească care este acum în inimile voastre. Bine este a cinsti mai mult pe cele veșnice decât pe cele vremelnice. Bine este a sluji și părinților celor după trup, dar fără de asemănare este mai bine a plăcea părintelui celui ceresc. Buni sunt frații cei după trup, dar cei duhovnicești sunt mai folositori. Buni sunt prietenii pe care îi aveți în lume, dar mai bine este a câștiga prieteni pe sfinții plăcuți lui Dumnezeu. Buni sunt apărătorii și mijlocitorii pe care îi aveți către boieri, dar nu sunt așa cum sunt îngerii cei ce mijlocesc pentru noi către Dumnezeu. Bine este a face milostenie săracilor pentru Dumnezeu, dar nicio jertfă nu este atât de bine primită lui Dumnezeu, precum este jertfirea sufletului și a voii pentru Domnul. Dulce este sațiul vieții acestea, dar nu este întocmai cu sațiul raiului. Frumoasă este bucăția și iubită de toți oamenii, dar nu este asemenea cu acele visterii pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Bine este a ostăși cineva împăratului celui pământesc, dar de puțină vreme și cu multă primejde se face acea ostășire, iar a se face cineva ostaș împăratului ceresc este a dănsui peste toată puterea cea potrivnică. Acestea și cele asemenea cu acestea grăind către ei cuviosul egumen și văzând lacrimile ce ieșeau din ochii lor, a zis către Simeon, nu dori, nici nu plânge pentru căruntețile stăpânei maicii tale, căci pentru ostenelile tale Dumnezeu poate mai bine să o mângâie decât dacă ai fi tu lângă ea. Și chiar dacă nu vei fi departe de dânsa, n-ai putea ști dacă tu o vei îngropa pe ea sau ea pe tine și ai fi murit fără de plăcerea lui Dumnezeu, neavând ceva ca să te poată izbăvi de răutățile cele ce vor să fie după moarte, căci nici lacrimile cele de maică, nici dragostea cea de tată, nici bogăția, nici slava, nici însoțirea femeii și nici iubirea fiilor nu poți să roage pe judecătorul cel înfricoșat, fără numai viața cea îmbunătățită, nevoințele și ostenirile suferite pentru Dumnezeu. Apoi, întorcându-se către Ioan, i-a zis, o fiule, să nu-ți aducă vrăjmașul niște gânduri ca acestea și să-ți zică în mintea ta, cine afară de mine va sprijini și va hrăni bătrânețile tatălui meu? Cine va potuli tânguirea soției mele? Pentru că de i-ați lăsat pe dânsii să slujească altui Dumnezeu, iar voi v-ați fi dus la altul, cu dreptate v-ați fi îngrijit de dânsii, dar deoarece unul și același este Dumnezeu, căruia ați încredințat pe părinții voștri și pentru a cărui dragoste i-ați lăsat pe ei, fiți încredințați că El singur se va îngriji de dânsii.
încă și la aceasta să vă mai gândiți că pe când erați în lume și slujeați Domnului cu cinste, bunătatea Domnului se îngrija de voi și vă umplea casele voastre de toate bunătățile, cu atât mai vârtos acum se va îngriji de casele voastre, fiindcă ați venit ca să-i slujiți Lui cu toată inima, vrând să-i placeți și mai bine. Fiilor, aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului când a zis către cel ce a vrut să meargă în urma Lui, Doamne, poruncește-mi ca mai întâi să merg să îngrop pe tatăl meu, iar Domnul i-a grăit, lasă pe cei morți să-și îngroape morților, iar tu vină după mine. Deci și voi, cu voie neschimbată și cu inimă neîndoită, să alergați în urma Lui Hristos, că de v-ar fi chemat pe voi un împărat pământesc și vremelnic, vrând să vă facă în palatele lor postelnici sau sfetnici, oare n-ați fi lăsat casele voastre și n-ați fi mers cu sârguință la împărat, să stați înaintea Lui cu slavă și cinste și să vă îndulciți de vederea feței Lui? Desigur, aceasta ați fi făcut-o pentru puțină vreme, în care El ar fi voie să vă cinstească pe voi înaintea boierilor Săi. Iar Ioan și Simeon i-au zis, adevărat, așa este, Părinte. Atunci cuviosul egumen a grăit către dânsii, suntem datori ca și cu mai multă sârguință și o sârdie să alergăm la chemarea Împăratului Ceresc, Cel ce ne cheamă la cinstea aceea, căreia nicio altă înaltă cinste lumească nu poate să se împotrivească sau să se asemene. De aceea suntem datori a asculta pe Dumnezeu, Cel ce ne cheamă pe noi la dânsul, aducându-ne aminte de dragostea Sa, cea către noi, pentru care chiar pe Fiul Său unul născut nu L-a cruțat, ci L-a dat pentru noi morți ca să ne facă pe noi fii ai Săi. Și chiar de a-M vărsa tot sângele nostru pentru aceasta, nimic vrednic n-am răsplătit pentru bunătatea și dragostea Lui arătată spre noi, pentru că sângele robilor nu este asemenea cu sângele împărătesc. Cuviosul Nicon, bărbatul cel insuflat de Dumnezeu, grăind aceste cuvinte către tinerii mireni, cu toate că cunoștea o sârdie a lor cea curată către Domnul, îi sfătuia să nu primească îndată chipul monahicesc, ci să mai aștepte câteva vreme până ce singur pe dânsii se vor ispiti, adică de vor putea suferi greutatea nevoinței monahicești, știindu-i crescuți cu hrană dulce și îmbrăcați în haine moi. Dar ei, căzând la picioarele lui, îl rugau cu lacrimi să-i tundă și să-i îmbrace în schima monahală. După aceasta, starețul, vrând să-i ispitească pe ei, a luat la o parte pe Ioan și a zis lui, acum eu am sfătuit pe prietenul tău ca până la anul să mai petreacă în chipul mirenesc. Atunci Ioan a răspuns, de voiește el, petreacă cum voiește, dar eu nu pot suferi atâta vreme până la tundere, de aceea mă rog, Părinte, ca îndată să săvârșește asupra mea ceea ce dorește sufletul meu. Simeon, văzându-i pe ei, vorbind de o parte, a zis către stareț, nu pierde vremea, Părinte, ascultând cuvintele lui Ioan, pentru că se cutremură inima mea pentru dânsul ca să nu tânjească pentru soția sa cea bogată și atât de frumoasă, cu care s-a însuțit anul acesta și nu cumva pentru aceasta să nu cadă din dragostea lui Dumnezeu. Atunci Ioan a grăit cu lacrimi către stareț, pentru că era foarte plecat spre lacrimi, rogu-mă ție, Părinte, ca îndată să ne călugărești pe noi, pentru ca să nu pierdem pe iubitul meu frate, care are o maică ce îl iubește foarte mult și care nu poate trăi fără de vederea feței lui. Deci mă tem pentru dânsul ca nu cumva, aducându-și aminte de dragostea maicii sale, să se lipsească de dragostea lui Dumnezeu, de aceea nu voi înceta de a mă îngriji până ce nu îl voi vedea pe el călugărit. Atunci starețul, văzând grija cea mare ce o avea unul pentru altul și fiind încredințat că Dumnezeu nu rușinează nici trece cu vederea pe cei ce aleargă la dânsul din tot sufletul și cu credință neîndoită, i-a dus pe ei în biserică și tunzându-i, i-a îmbrăcat în chipul celor noi începători. Pe când se săvârșea călugăria lor, Ioan plângea foarte tare, iar Simeon în taină îl îmboldea pe el, poruncindu-i să tacă, fiindcă îi se părea că plânge după tată și după femeia sa, dar acela plângea și vărsa lacrimi din căldura și dragostea inimii sale ce o avea către Dumnezeu. După tundere și după săvârșirea Sfintei Liturghii, egumenul iarăși a ținut multă vreme cuvânt de învățătură către dânsii, deoarece el, având duh văzător, a înțeles că nu vor petrece mult în mănăstirea lui, chemându-i Dumnezeu pe dânsi la cea mai desăvârșită viață. Deci ziua aceea, fiind sâmbătă, egumenul voia ca a doua zi, duminică, să pună desăvârșit pe dânsi haina cea călugărească a chipului îngeresc. Însă unii din frați grăiau către Ioan și Simeon,
Fericiți sunteți voi că mâine dimineața aveți să vă nașteți din nou și să fiți curați, născuți ca din pântecele Maicii voastre, și vă veți curăți de păcatele voastre ca și cum într-acea zi ați fi primit botezul. Dar ei, neînțelegând cele ce li se grăiau, se minunau și se spăimântau și, alergând la Sfântul Egumen în seara sâmbetei, îl rugau pe el zicând: Nu ne boteza pe noi, Părinte, că suntem creștini și fii de părinți creștini, curățiți deja prin baia Sfântului Botez. Dar egumenul, nepricepând nimic din cuvintele lor, a zis către dânsii: Cine voiește să vă boteze pe voi, fiilor? Ei au zis: Am auzit de la părinți că mâine de dimineață avem să ne botezăm. Egumenul, înțelegând ceea ce li s-a vorbit lor de frați despre Sfântul și Îngerescul Chip, a zis către dânsii: Bine v-au spus părinții, pentru că mâine de dimineață voim să vă îmbrăcăm pe voi în rânduiala cea desăvârșită a chipului cel îngeresc, care, ca un al doilea botez, vă va curăți de toate păcatele făcute în lume. Dar Ioan și Simeon nu știau ce este rânduiala cea desăvârșită a chipului îngeresc, deci egumenul a poruncit să cheme un frate pe care cu o duminică înainte îl îmbrăcase în rânduiala cea desăvârșită, și fiindcă fratelui acela nu i se împlinise 7 zile, purta încă toată îmbrăcămintea rânduielii cele sfinte după așezământul mănăstiresc. Venind fratele acela, l-a rugat pe el ca îndată și în același timp, fiind seară, să-i îmbrace și pe ei într-un chip ca acela, pentru că ziceau ei: Nu știm de vom mai trăi peste această noapte și de vom ajunge ziua de mâine, căci ne temem să nu ne ducem din viața aceasta, neavând o cunună ca aceasta, o slavă și o bucurie, precum vedem la fratele acesta. Egumenul, înțelegând că ei văd o vedenie, a trimis pe fratele cel chemat la chilia sa. Atunci Ioan și Simeon au zis către egumen: Părinte, îndată să ne faci și pe noi astfel, precum este fratele acela, căci cu adevărat pe niciunul n-am văzut în mănăstirea ta să fie într-o cinste ca aceasta în care este fratele acela. Egumenul i-a întrebat: Ce ați văzut, fiilor, la acel frate? Ei au răspuns: Am văzut împrejurul capului lui o cunună luminoasă și oarecare fețe cu podoabă sfântă înconjurându-l cu lumânări, care cântau cu plăcere. Egumenul s-a minunat de atâta curățenie sufletească a lor și a zis către dânsii: Mâine de dimineață, cu darul Duhului Sfânt, și voi veți primi aceeași cunună și slavă în rânduiala cea sfântă. Sosind ziua duminicii, egumenul a săvârșit acel sfânt chip asupra lor și amândoi vedeau unul la altul strălucind cunună deasupra capului, iar noaptea își vedeau fața unul altuia ca ziua. Sufletele lor s-au umplut de atâta bucurie încât nu dăreau să guste nici hrană și nici băutură. După primirea rânduielii cele desăvârșite, trecând 2 zile, li s-a întâmplat de au văzut pe fratele cel de mai înainte, îmbrăcat în haină de păr și făcând slujba mănăstirii, dar n-au văzut deasupra lui slava și cununa de întâi, deci se minunau pentru aceea. Simeon a zis către Ioan: Să mă crezi, frate, că după săvârșirea celor 7 zile și noi nu vom mai vedea unul deasupra altuia cununa și strălucirea cea frumoasă precum vedem acum. Ioan a zis: Dar ce voiești, frate, ca să-ți fie? Simeon a zis: Voiesc să mă asculți pe mine, ca precum am fugit din lume, tot așa să fugim și de aici și să ieșim în viața pusnicească și liniștită, pentru că de când cinstitul egumen ne-a îmbrăcat pe noi în acest chip, s-a aprins inima mea cu o minunată dorire, iar sufletul nu voiește să vadă, nici să vorbească, nici să audă ceva de la cineva, ci dorește să petreacă cu totul depărtat de toți. Ioan a zis: Dar ce vom mânca în pustie? Simeon a zis: Ce mănâncă și ceilalți viețuitori ai pustiei, despre care am auzit ieri din gura egumenului care ne învăța pe noi. Cel ce hrănește pe aceia, tot acela ne va hrăni și pe noi. Deci mi se pare că egumenul, vrând ca și noi să ne alegem viața pusnicească, ne-a vorbit mult despre cei care petrec în pustie. Ioan a zis: Dar încă nu am învățat cântarea de psalmi după rânduiala mănăstirii. Simeon a răspuns: Cel ce a mântuit pe cei ce i-au plăcut mai înainte de David, acela ne va mântui și pe noi. Și precum pe David, care păștea oile în pustie, l-a învățat alcătuit psalmi, tot așa ne va învăța și pe noi. Deci ascultă-mă pe mine, frate, precum împreună ne-am dat lui Dumnezeu, tot așa împreună să-i slujim lui. Ioan a zis: Vom face precum voiești, dar cum vom ieși din mănăstire de vreme ce porțile se închid noaptea? Simeon a zis: Cel ce ne-a deschis nouă ziua, tot acela ne va deschide și noaptea.
Astfel, alcătuind și întărind sfatul între ei și apropiindu-se noaptea, egumenul a văzut în vis pe un bărbat cu sfântă podoabă, deschizând porțile mănăstirii și zicând, oile lui Hristos, ieșiți la pășunea voastră. Deci deșteptându-se îndată, a alergat la poartă și a găsit-o deschisă. Socotind el că Simeon și Ioan au ieșit acum, ședea îngrijorat, suspinând și zicând, n-am fost vrednic eu, păcătuosul, ca să primesc rugăciunile părinților mei, căci ei mi-au fost mie părinți și învățători, iar nu eu lor. O, câte pietre scumpe, precum zice Scriptura, necunoscându-se, se tăvălesc pe pământ, văzute de mulți, dar necunoscute de mulți. Acestea zicând în sine egumenul și întorcându-se, iată robii lui Hristos mergeau de la chilie spre poartă ca să iasă din mănăstire. Egumenul a văzut că mergeau înaintea lor niște tineri prea frumoși cu făclii luminoase, dar Ioan și Simeon nu vedeau pe acei tineri. Ei, văzând porțile deschise, s-au bucurat foarte mult că nu s-au lipsit de nădejdea lor, dar când au văzut lângă poartă pe stareți, s-au temut și voiau să se întoarcă pentru că nu știau că este egumenul. Iar el i-a chemat zicându-le, nu vă temeți, fiilor, veniți în numele Domnului. Ei, cunoscând că este egumenul, mai mult s-au bucurat și au cunoscut că Dumnezeu, care a descoperit venirea lor, i-a arătat și plecarea lor. Deci, închinându-se starețului, au zis, îți mulțumim, Părinte, și nu știm ce fel de mulțumire vom da lui Dumnezeu și cinstitului tău cap, care din noi nădăjduia să se învrednicească de niște daruri ca acestea. Care împărat putea să ne cinstească pe noi cu o rânduială ca aceasta? Ce visterie putea să ne îmbogățească pe noi atât de mult? Ce baie putea să ne curețe sufletele noastre? Care părinți ar fi putut să ne iubească și să ne mântuiască pe noi ca tine, cinstite Părinte? Tu ne ești nouă ca un tată și maică după Hristos, tu ne ești stăpân, păstor și povățuitor care ne duce de mână. Prin tine am câștigat visteria cea nefurată și am aflat mărgăritarul mântuirii cel fără de preț. Știm cu adevărat puterea botezului celui de-al doilea, precum ne-au spus nouă părinții. Pentru aceea ne rugăm fericirii tale, Părinte, să faci rugăciune pentru noi și să ne lași pe noi robii tăi, să plecăm unde ne va povățui Dumnezeu, căci aceluia îndorit ai slujit cu tot sufletul. Adu-ți aminte, Părinte, de oile tale pe care le-ai adus lui Hristos spre jertfă. Acestea le-au grăit ei cu multe lacrimi, dar și egumenul plângea de bucurie duhovnicească, văzând atâta dorință către Dumnezeu din partea lor. După aceasta, el punând pe Simeon de-a dreapta, iar pe Ioan de-a stânga și ridicându-și mâinile spre cer, a început a se ruga astfel, Dumnezeule cel drept și slăvit, Dumnezeule cel mare și tare, Dumnezeule cel mai înainte de veci și veșnic, ascultă-mă pe mine, păcătosul, în ceasul acesta. Ascultă-mă, Doamne, cel ce te-ai făgăduit să asculți pe toți cei ce îți slujesc ție cu adevărat, îndreaptă pașii acestor robii ai tăi și povățuiește picioarele lor în calea păcii. Fii ajutător acestor tineri fără de răutate și păzește-i ca pe niște porumbei, ceartă duhurile cele necurate ca să nu se apropie de acești prunci ai tăi, ci să fugă departe de la fața lor. Apucă armă și pavăsă și te scoală în ajutorul lor, ridică sabie și apără pe ei împotriva celor ce gonesc. Zi fiecărui suflet, mântuirea ta sunt eu, fă ca să fugă din gândurile lor toată nerăbdarea și spaima, mândria și părerea de sine și toată răutatea să piară din mintea lor, fă să se stingă toată aprinderea trupului care se face din diavolească ispitire, fă să se sfințească trupul și sufletele lor, iar Duhul să se lumineze cu lumina darului tău, ca să ajungă ei bărbați desăvârșiți prin creșterea cea duhovnicească, fă să se învrednicească de partea plăcuților tăi, să te laude cu sfinții îngeri și totdeauna să se închine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unui Dumnezeu în trăime, în veci. Amin. Apoi, întorcându-se spre robii lui Hristos, le-a zis cu lacrimi, o bunii mei fii, Dumnezeu pe care l-ați ales și la care ați alergat să trimită îngerul său înaintea feței voastre, ca să se facă fără frică calea înaintea picioarelor voastre, să meargă înaintea voastră, izbăvindu-vă de toate puterile cele potrivnice, precum a izbăvit pe Iacov de Lavan și pe Isav și pe Daniel din gura leilor, apoi cuprinzându-i în brațele sale grea către Dumnezeu, Dumnezeule, mântuiește pe cei ce te-au iubit cu toată inima, că drept ești, Doamne, nu lăsa pe cei ce au lăsat toate cele deșarte pentru tine. Apoi a mai zis către dânsii,
Fiilor, păziți-vă că mergeți la înfricoșat și nevăzut război, dar nu vă temeți că Dumnezeu este puternic și să nu dea asupra voastră ispite mai presus de măsura voastră. Nevoiți-vă, fiilor, ca să nu vă biruiască vrășmașul. Stați cu vitejie, având ca pavăză sfânta rânduială monahicească a chipului îngeresc. Aduceți-vă aminte de cel ce a zis, oricine punând mâna pe plug și căutând înapoi, nu este îndreptat într-o împărăția lui Dumnezeu, să nu fiți leneși sau trândavi începând această cale a Domnului, ca nu și vouă să vi se împlinească pilda despre cel ce a început a zidit turn și nu l-a putut săvârși. Deci îmbărbătați-vă, o fiilor, știind că mic este războiul, dar mare este cununa, de puțină vreme este osteneala, dar veșnică va fi odihna. Îndelendicindu-se ei în niște vorbiri ca acestea, sosise ceasul ca să toace de utrenie și era vremea să iasă din porțile mănăstirii. Simeon, ducând pe egumen deosebit, a zis, Părinte, mă rog ție, fă rugăciune cu din adinsul către Dumnezeu pentru fratele meu Ioan, ca să-i se șteargă din minte pomenirea soției lui, ca nu cumva să mă lase într-un ispitele vrășmașului, căci mă voi topi de jale pentru despărțirea lui. Roagă încă pe Dumnezeu și pentru Tatălui care l-a născut ca să nu se mâhnească pentru Fiul care l-a părăsit. Asemenea și Ioan, luând deosebit pe stare, ți-a zis, Părinte, să nu uiți în sfintele tale rugăciuni pe fratele meu Simeon ca să nu fugă de la mine la maica sa, atrăgându-se spre dânsa din dragoste, căci astfel ne vom afla în furtună pătimind în necare. Starețul s-a minunat de o dragoste ca aceea ce era între dânsii și făgăduind că se va ruga pentru dânsii, i-a binecuvântat, îngrădindu-i cu semnul Sfintei Cruci și i-a liberat cu pace. Ioan și Simeon, robii lui Hristos, ducându-se de la cuviosul egumen grăiau, Dumnezeule, pentru rugăciunile robului tău și a părintelui nostru Nicon, du-ne singur unde este voia ta, că suntem străini și nu știm nici locul, nici țara unde ne vom duce, ci venind la tine ne-am dat în această pustie adâncă spre moarte. Apoi Ioan a zis către Simeon, Frate, ce vom face acum? În ce parte ne vom duce? Simeon a răspuns, Să mergem spre dreapta, că toate cele ce sunt spre dreapta sunt bune. Deci au mers spre dreapta, spre partea dreaptă. Aceea a fost cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care nu lasă pe robii săi. Mergând ei din destul, s-au apropiat de Marea Moartă și au aflat aproape de mare și de râul Iordan, unde intra în mare un loc frumos și o chilie, în care petrecuse un stareț oarecare, viețuitor în pustie, și care se mutase către Domnul cu câteva zile mai înainte de sosirea lor. Acolo erau și puține vase și grădină care avea verdețuri sădite, cu care se hrănea răposatul stareț. Robii lui Hristos, văzând aceea, s-au veselit foarte mult, ca și cum ar fi aflat cineva o visterie bogată. Ei au mulțumit lui Dumnezeu și, sălăsluindu-se acolo, au început a viețui, dar nu după multă vreme, diavolul, vrășmașul sufletelor noastre, nesuferind viața cea plăcută lui Dumnezeu a robilor lui Hristos, a început a se lupta împotriva lor, căci acela a adus aminte lui Ioan de femeie și de tată, iar lui Simeon de dragostea maicii sale. Ei, dacă s-au văzut unul pe altul mâhniți, îndată au grăit unul către altul, Stai, frate, să ne rugăm împreună Stăpânului nostru Iisus Hristos, ca să ne păzească de meșteșugirile vrășmașului cu rugăciunile Sfântului Nicon, starețul nostru. Rugându-se ei, ajutorul lui Dumnezeu a venit de grabă, căci s-a agonit de la dânsii asuprelile potrivnicului. Uneori ispititorul le aducea pofta de mâncare de carne și de băutură de vin, alteori le arăta în vis pe părinți și pe rudenii, unii plângând pentru dânsii, iar alții ospătându-se. Uneori îi arunca la trândăvie și în lenevire, iar alteori voia să-i înspăimânte prin neluciri înfiorate. Deci le venea în gând să se întoarcă în mănăstire ca și cum le era nesuferită viața pusnicească. Acel vrăjmaș se sârguia în multe feluri să împiedice alergarea cea bună a nevoitorilor aleși, dar ei, aducându-și aminte de făgăduințele lor și de cununile cele luminate pe care le văzuseră la început unul asupra altuia, de învățătura starețului lor și de lacrimile vărsate, se întăreau într-un Domnul și simțind adeseori în inimile lor oarecare dulceață duhovnicească, se mângâiau.
După o împotrivire bărbătească contra ispitelor vrășmașului, îi se arăta în vis cuviosul Nicon, uneori sfătuindu-i, alteori făcând rugăciuni lui Dumnezeu pentru dânsii, iar alteori învățându-i psalmi și rugăciuni. Ei, deșteptându-se, își aduceau aminte de cele ce îi învăța Sfântul în vis și aveau bucurie mare. Chiar și mâhnirea care li se făcea din aducerea aminte a celor de acasă le-a ușurat-o Domnul după 2 ani prin niște descoperiri ca acestea. Simeon vedea noaptea în vedenia visului că cercetează în casa ei pe maica sa și grăia către dânsa în limba siriană: Maică, nu te îngriji că nouă ne este bine, eu și domnul Ioan suntem sănătoși, suntem rânduiți în palatele împărătești, purtăm cunun cu care ne-a încununat împăratul și ne-am podobit cu haine luminoase. Spune și tatălui lui Ioan să nu se întristeze pentru fiul său și să nu vă îngrijiți de noi. O vedenie ca aceasta de multe ori se făcea lui Simeon, deci din aceea a cunoscut că atunci maica lui nu se mai îngrijește de dânsul, fiind mângâiată de Dumnezeu. Asemenea, arătându-i se și lui Ioan în vedenia visului oarecare față luminoasă, îi zicea: Iată, pe tatăl tău l-am făcut fără mâhnire, mutându-l la odihnă și la bucurie. Asemenea și femeia ta o voi lua întru împărăția mea în aceste zile. Ioan și Simeon, spunând unul altuia niște vedenii ca acestea, se bucurau în sufletele lor și se veseleau întru Dumnezeu Mântuitorul lor. De atunci niciun fel de grijă nu mai aveau, adică unul de tată și de femeia sa, iar altul de maica sa, ci grija lor era ca ziua și noaptea să laude pe Dumnezeu. Aceasta era osteneala lor, cea fără de pregetare și grija cea fără de grijă, ca să facă neîncetat rugăciuni. Deci, nu după multă vreme, s-au făcut vase vrednice ale Sfântului Duh, învrednicindu-se de vederea dumnezeștilor descoperiri, ei uneori viețuiau deosebit unul de altul, dar nu departe, ci numai ca la o zvârlitură de piatră, când unuia îi venea un gând potrivnic, îndată alerga la celălalt, pentru că unul altuia își descoperau gândurile și astfel goneau asupririle celui potrivnic. 2. Continuare din viața Sfinților Simeon cel Nebun pentru Hristos și Ioan Pusnicul. Trecând câteva vreme, fericitul Simeon, șezând la locul său deosebit, s-a pomenit în răpire și s-a văzut pe sine că se întorsese în patria sa, cetatea Emesa, și cercita pe maica sa cea bolnavă, către care a zis: O maică, cum petreci? Iar ea a răspuns: Bine petrec, fiule. El a zis către dânsa: Mergi la împărat fără să te temi de nimic, căci eu l-am rugat pentru tine și ți-am pregătit un locaș și de va voi el, apoi și eu voi veni la tine. După această vedenie, Simeon, venindu-și în sine, a cunoscut că într-acel ceas a murit maica sa și, alergând de grabă la fratele Ioan, l-a rugat pe el ca să se roage pentru sufletul maicii sale. Deci și el însuși, plecându-și genunchii, se ruga cu lacrimi zicând: Dumnezeule, cel ce ai binevoit a primi jertfa lui Avram și nu ai lepădat jertfele lui Ieftai, nici ai trecut cu vederea darurile lui Abel și pentru Samuel, pruncul tău, ai arătat-o pe maica lui, prorocița Ana, tu, Doamne, Doamne al meu, pentru mine, robul tău, primește sufletul maicii mele cele bune, adu-ți aminte de durerile și ostenirile ei cele pentru mine, adu-ți aminte de suspinele și lacrimile ei pe care le-a vărsat când am venit la tine, adu-ți aminte de laptele ei cu care m-a hrănit, nădăjduind să aibă mângâiere și ajutor de la mine, dar n-a câștigat cele dorite. Nu uita, stăpâne, tânguirile inimii ei pentru mine când am lăsat-o pe ea pentru tine. Adu-ți aminte câte nopți nu a fugit somnul de la ochii ei, aducându-și aminte neîncetat de tinerețile mele și de sărăcia sa. O, cât o durea inima privind la hainele mele, în care acum nu se mai îmbrăca mărgăritarul ei cel de mult preț, adu-ți aminte de câtă bucurie și veselie am lipsit-o pe ea prin plecarea de la dânsa, ca să slujesc ție Dumnezeul și stăpânul meu, dă-i ei păzitor tare pe îngerul tău ca să-i păzească sufletul ei de duhurile cele viclene și nemilostive din văzduh care voiesc să înghită pe toți. Poruncește Dumnezeul meu ca sufletul ei să se despartă de trup fără de durere și fără de frică și iartă ei toate greșelile ce le-a făcut în această viață. Astfel, Dumnezeule și dreptul judecător, să nu o duci pe ea din mâhnire în mâhnire, din primejde în primejde și din suspin în suspin, ci în loc de mâhnirea ce a suferit-o pentru mine,
Unul născut, Fiul Său, dă-i ei bucurie și în loc de lacrimi veselia cea pregătită sfinților tăi. Deci rugându-se și Ioan împreună cu dânsul pentru sufletul celei moarte și sculându-se de la rugăciune, Ioan mângâia pe Simeon zicând, iată, frate, Dumnezeu a auzit rugăciunile tale și a primit pe maica ta, deci ostenește-te încă cu mine să rugăm amândoi pe Dumnezeu ca să facă mila sa și cu femeia care a fost soția mea, ca să o ducă pe dânsa din lumea aceasta la viața monahicească sau să o ia la el. Și s-au rugat amândoi pentru aceasta. Trecând puțină vreme, Sfântul Ioan s-a aflat în răpire și a văzut pe femeia lui șezând în casa sa. Deci venind maica lui Simeon, a luat-o de mână și a zis, scoală-te, sura mea, și vină la mine, căci frumoasă casă mi-a dat împăratul, cel ce a făcut ostaș pe fiul meu și pe bărbatul tău, schimbă hainele tale și îmbracă altele curate. I-a îndată sculându-se și a schimbat hainele și a mers în urma ei. Din această vedenie Ioan a cunoscut că a murit femeia lui și în loc bun s-a rânduit cu maica lui Simeon, pentru aceea s-a bucurat cu bucurie mare. De atunci ei erau amândoi fără de grijă și au petrecut în pustie, viețuind împreună 29 de ani, luptându-se cu vrăjmașii cei nevăzuți, în toată pătimirea cerea, biruindu-i și gonindu-i cu darul lui Dumnezeu. Dar mai ales Simeon venise într-atâta nepătimire, încât trupul lui era ca un lemn nesimțitor, el n-avea în sine niciun fel de poftă, având toate mădularele lui omorâte cu totul. Într-o zi, Simeon a zis către Ioan, frate, ascultă-mă pe mine, de acum nu mai este nevoie să petrecem în pustiul acesta, ci să mergem să slujim mântuirii altora, pentru că aici ne folosim numai pe noi, dar de folosul altora nu avem plată. Oare nu zice apostolul Pavel, nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe cele ce sunt ale aproapelui, și iarăși tuturor le fac spre plăcere, necăutând folosul meu, ci al multora ca să se mântuiască. Și iarăși același apostol zice, tuturor m-am făcut toate ca pe toți să-i mântuiesc. Ioan a răspuns, frate, socotesc că Satan a urât liniștea noastră și ți-a dat un gând ca acesta, deci împotrivește-te lui și șezi aici. Aceasta alergare a noastră pe care am început-o și la care suntem chemați de Dumnezeu să o sfârșim în această pustie. Simeon i-a zis, frate, crede-mă că eu de acum nu voi mai fi aici, ci mă duc cu puterea lui Hristos să râd de lume. Dar Ioan i-a zis, eu încă n-am venit într-o săvârșire ca aceasta ca să pot am bate joc de lume, căci mă tem ca nu cumva aceea să mă bajucurească pe mine, lipsindu-mă astfel de darul lui Dumnezeu. Deci mă rog ție, bunul meu frate, căci Domnul ne-a însoțit pe noi, să nu mă lași pe mine smeritul, nici să te depărtezi de fratele tău. Tu știi că după Dumnezeu nu am pe nimeni decât numai pe tine. De toți m-am lepădat și cu tine m-am legat, iar tu voiești acum să mă lași pe mine singur în această pustie, ca în mare. Aduse aminte de ziua în care am aruncat sorți și am pornit împreună ca să slujim Domnului și ne-am făgăduit să nu ne despărțim unul de altul. Aduse aminte de ceasul acela în care cuviosul părintele nostru Nicon ne-a îmbrăcat pe noi în sfântul și îngerescul chip al monahilor și ne-am făcut amândoi ca un suflet încât toți se minunau de dragostea noastră. Nu uita cuvintele marele stares cu care ne mângâia și ne sfătuia noaptea când am ieșit din mănăstire, frate, mă rog ție, nu mă lăsa ca nu cumva să pierd fiind singur în această pustie, căci Dumnezeu va cere sufletul meu de la tine. Simeon i-a zis, închipuiește-ți că eu am murit și fiind mort atunci nu ai petrece singur, deci crede-mă că dacă vei merge cu mine vei face bine, iar de nu vei merge fie voia ta. Eu nu voi mai petrece aici, ci mă duc unde îmi poruncește Dumnezeu. Ioan, cunoscând că de la Dumnezeu este înștiințarea fratelui lui ca să se ducă din pustie la lume, a încetat de a-i mai zice ceva. Deci, plângând pentru despărțirea sa, a grăit astfel către dânsul, iubite Simeoane, păzește-te ca cele ce ai adunat în pustie să nu le risipească lumea și pe câte tăcerea le-a sporit să nu le vată megâlceava lumească. Nedormirile tale cele de toată noaptea să nu le piardă somnul și filozofia monahicească să nu o risipească înșelăciunea lumească. Păzește-te ca vederea femeilor de care te-a păzit Dumnezeu până în ziua de astăzi să nu vatăm întreaga ta înțelepciune și sărăcia ta cea pusnicească să nu o fure iubirea de avuții.
să nu se risipească postirile tale din bustările de multe feluri, plângerea cu râsul și rugăciunea să nu se piardă cu lenevirea. Iubitule, chiar dacă ai luat de la Dumnezeu o putere ca aceasta, ca să poți, fără de vătămare a mântuirii tale, să petreci în lume cu oamenii, păzește-ți însă inima cu din adinsul de cele ce vei vedea în lume și de cele ce vei face înaintea oamenilor cu trupul, ca să nu lucreze împreună și voința sufletească. Când mâna ta se va atinge de ceva, să nu se atingă și sufletul, mâncând cu gura, să nu se îndulcească inima, pășind cu picioarele, să nu se risipească odihna cea dinăuntru, toate cele făcute din afară să nu se simtă înăuntru și mintea ta să petreacă fără de tulburare. Eu mă bucur de mântuirea ta, decât numai roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca în veacul ceva să fie, să nu ne despartă pe noi unul de altul. Simeon a grăit, nu te teme, iubitul meu frate, pentru că ceea ce voiesc să fac, nu voiesc de voia mea, ci din dumnezeiasca poruncă. După aceasta vei cunoaște tu că lucrul meu este plăcut lui Dumnezeu, că mai înainte de moartea mea voi veni la tine, mă voi închina ție și te voi chema după mine și după puține zile mă vei ajunge. Vorbind de astfel, au stat la rugăciune și s-au rugat cu multe lacrimi, apoi îmbrățișându-se și sărutându-se unul cu altul, Ioan a lăsat pe Simeon, petrecându-l până departe, pentru că nu-i venea să se despartă de dânsul, și de câte ori îi zicea Simeon lui, frate Ioan, întoarce-te acum, acele cuvinte se păreau că sunt ca o sabie ascuțită care îi desparte sufletul de trup. La sfârșit, sărutându-se unul cu altul, s-au despărțit. Deci Simeon s-a dus în lume, iar Ioan s-a întors în pustie, vărsând lacrimi din destul. Fericitul Simeon, ieșind din pustie, s-a dus în cetatea Ierusalimului, pentru că dorea foarte mult să vadă sfintele locuri pe care nu le văzuse de atâția ani. Ajungând la Sfânta Golgota, a petrecut 3 zile intrând și închinându-se cinstite și de viață făcătoare cruci și sfântului mormânt al Domnului. El se ruga lui Dumnezeu cu din adinsul ca să-i acopere faptele lui înaintea oamenilor până ce se va muta din viața aceasta. El se ruga să fugă de slava deșartă și de înălțare, care și pe îngerii din cer i-a surpat și i-a pierdut și toți să-l aibă ca pe un nebun și fără minte. Această cerere a lui a fost auzită pentru că Domnul ascultă rugăciunile robilor săi adevărați și ia aminte la rugăciunile lor. Multe minuni a făcut după aceea acest plăcut al lui Dumnezeu. Gonea diavolii, cele ce aveau să fie, le spunea mai înainte, tămăduia toate felurile de boli, izbăvea de năpăraznice morți, pe cei necredincioși îi aducea la credință, iar pe cei păcătuși îi povățuia la pocăință. Dar oamenii nu puteau să cunoască sfințenia lui, Dumnezeu acoperindu-l și până la sfârșitul său au socotit că este nebun și îndrăcit. El știa singur că lucrurile cele minunate ale sale, care se făceau cu darul lui Dumnezeu, trebuia să le acopere cu nebunia care se arăta pe din afară, precum va arăta cuvântul ce urmează. Dar să nu se smintească cineva, auzind oarecare fapte necuvincioase și vrednice de râs, pe care le făcea acest sfânt în nebunia lui cea prefăcută, bajocorind lumea cea deșartă și trufașă. Să se gândească fiecare la cuvintele apostolului, cel ce voiește să fie înțelept în veacul acesta să se facă nebun, și iarăși noi suntem nebuni pentru Hristos, pentru că cel nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât oamenii. Cuviosul Simeon de la Ierusalim s-a dus la cetatea Emesei. Acolo a început nebunia sa pentru Hristos în felul acesta. Apropiindu-se de cetate, a văzut un câine mort zăcând în gunoi. Atunci el și-a descins brâul, a legat câinele de picioare și l-a tras în cetate, alergând pe uliți și pe la porți. Copiii, adunându-se după dânsul, strigau, iată un călugăr nebun, iată un călugăr nebun, și aruncau cu pietre în el și îl băteau cu bețe. A doua zi, fiind duminică, a intrat în biserică, pe când se începuse Sfânta Liturghie, având nuci în sân, după aceea a început a stinge lumânările. Când a voit să-l izgonească, el s-a urcat în amvon și a aruncat nucile spre femei. Deci, abia cu multă osteneală, au putut să-l dea afară din biserică. Fugind el pe uliță, a răsturnat pâinile care se vindeau și din această pricină vânzătorii de pâine l-au bătut foarte tare, încât abia a rămas viu. Un om oarecare cu numele Fuscarie, vânzător de linte și de alte lucruri de mâncare,
fiind necredincios în dreapta credință și ținându-se de eresul lui Sevir, văzând pe acest fericit stareț și neștiind nebunia lui, a zis către el: Bătrânule, de ce umbli de colo până colo? Vino la mine să vinzi linte, bob, crupe și altele de mâncare. El s-a învoit îndată și, șezând la prăvălia omului acela, a început a împărți marfa la săracii care veneau la dânsul fără parale, mâncând și singur din ele, că nu mâncase de o săptămână întreagă. Iar după ce le-a risipit pe toate, neadunând bani deloc, bărbatul acela, văzând acel lucru, l-a bătut foarte tare, i-a smuls barba și l-a gonit din casa lui. Starețul însă a stat lângă porțile lui. După un ceas, auzind pe femeia lui fuscare că are trebuință de cărbuni aprinși ca să-și tămâieze casa, a alergat la cuptor și, negăsind hârbă, a luat cărbunii aprinși în pumn și i-a dus la stăpâna sa ca să pună tămâie și să tămâieze. Femeia, văzând acest lucru, s-a înspăimântat și a strigat către el zicând: Ce faci? Pentru ce îți arzi mâinile? El, punând focul în haina sa, a zis: De nu-ți place ție ca să tămâiesc cu mâinile mele, apoi voi face aceasta cu haina. Deci, punând tămâie în haină, a tămâiat casa până ce s-au stins cărbunii, iar femeia și bărbatul ei, văzând mâinile și haina lui nevătămate de foc, s-au minunat foarte mult și s-au lipit după aceea de sfânta și sobornicească biserică, iar pe stareț au început a-l cinsti ca pe un sfânt. Apoi el a fugit din casa aceea și nu s-a mai întors în cetate, decât numai după ce s-a uitat acea minune. Făcând el prin cetate nebunii, un oarecare cârciumar l-a luat la el în cârciuma sa ca pe un servitor. Cârciumarul acela era un om foarte aspru și nemilostiv. El dădea starețului puțină hrană, cu toate că de pe urma lui câștiga foarte mult, pentru că cetățenii ziceau să mergem să bem în cârciuma unde se află nebunul, pentru că starețul veselea pe cei ce beiau făcând nebunii. Altădată, un șarpe, târându-se, a băut vin dintr-un vas și, vărsându-și veninul în trânsul, s-a dus, negăsind pe nimeni în vremea aceea în casă, pentru că nebunul era dus afară, glumind cu poporul și sărind înaintea celor ce cântau. După o vreme oarecare, intrând în casă, a văzut deasupra vasului o scrisoare nevăzută de nimeni și pe care era scris singur cuvântul acesta: moarte. Atunci starețul, cunoscând ceea ce se făcuse, a luat un lemn și a sfărâmat vasul acela plin cu vin, astfel că a pricinuit pagubă cârciumarului. În acel ceas, venind cârciumarul și văzând că starețul a sfărâmat vasul, a apucat același lemn și l-a bătut pe el fără de milă până ce singur a ostenit, apoi l-a gonit din casă. Însă a doua zi starețul a venit iarăși la cârciumă și stătea ascuns dinaintea stăpânului său. Șarpele, târându-se iarăși, a început a bea vin din alt vas. Acest lucru, văzându-l cârciumarul, a apucat un lemn și, vrând să ucidă șarpele, a lovit vasul acela și l-a spart, iar vinul s-a vărsat, dar n-a spart numai vasul, ci și sticlele care erau aproape de acel vas. Atunci starețul, care stătea la o parte, a strigat zicând: Vezi că nu sunt numai eu nebun, spărgând vasele, ci și tu faci același lucru? Atunci cârciumarul, cunoscând că Simeon a vărsat ieri vasul cu vin, pentru veninul șarpelui se căia că îl bătuse fără de vină și a început a-l cinsti pe el ca pe un sfânt, dar starețul nu dorea cinste, ci necinste și baljocură. Deci el, sub chipul nebuniei, ascunzându-și cu înțelepciune viața sa cea sfântă și îngerească în trup, a făcut un lucru ca acesta. Într-una din zile, femeia cârciumarului, odihnindu-se singură în casa sa, iar cârciumarul vânzând vin, starețul s-a dus la ea și a început a-și trage hainele de pe dânsul, ca și cum ar fi voie să se culce cu femeia. Dar ea, văzând aceasta, a țipat deodată. Bărbatul ei, alergând, ea a zis către el: Gonește pe acest nebun blestemat, că voiește să se culce cu mine. Atunci omul acela, bătând pe stareț cu palmele, l-a izgonit afară în ger, pentru că era frig mare și ploaie, iar starețul ședea afară și răbda frigul, având numai o haină veche și ruptă. De atunci încolo, nu numai cârciumarul nu-l socotea pe el sfânt, dar nici alții. Pentru că de zicea cineva că Simeon se face nebun pentru Hristos, cârciumarul le răspundea cu jurământ, zicându-le: Cu adevărat că este îndrăcit și nu are minte, ba încă este și curvar, pentru că a voit să ne cinstească pe femeia mea. El mănâncă carne și face alte lucruri necuvincioase ca unul ce nu are Dumnezeu.
cuviosul voind de multe ori să acopere postirea sa, după nemâncarea cea de 7 zile, mânca carne înaintea tuturor, numai în adins, pentru ca toți să-l socotească pe el, nu numai nebun, dar și ca pe un păcătos. El, spre mai mare arătare a părutei sale nebunii, își lepăda rușinea omenească și de multe ori umbla gol prin târg, ca un om fără de trup, adevăratul următor al celor fără de trupuri. Un diacon mirean din cetatea aceea cu numele Ioan, bărbat îmbunătățit și plăcut lui Dumnezeu, știind de nebunia cea prefăcută a lui Simeon pentru Hristos, l-a văzut în una din zile foarte slab cu trupul, pe de o parte pentru nemâncarea lui, iar pe de alta pentru osteneala cea sufletească într-o nebunie. Deci, vrând să-l spele, a zis în glumă către dânsul: nebunule, mergi la baie să te speli. Iar el a zis râzând: voi merge, voi merge. Și îndată cuviosul a dezbrăcat de pe dânsul haina sa cea ruptă și, învârtind-o pe ea, a pus-o pe capul său. Atunci diaconul a zis către dânsul: îmbracă-te, frate, că de vei merge așa gol, eu nu voi putea merge cu tine. Iar starețul a grăit: lucrul acesta l-am făcut și mai înainte și de nu vei voi ca să mergi cu mine, eu mă voi duce înaintea ta. Aceasta zicând, a alergat înainte. Deci erau acolo 2 băi, una pentru bărbați și alta pentru femei. Lăsând el pe cea pentru bărbați, s-a dus la cea de femei. Dar diaconul, ajungându-l pe el, a zis: așteaptă, nebunule, nu merge acolo, pentru că baia aceea este pentru femei. Simeon, întorcându-se către dânsul, a zis: tot una este, căci și acolo este apă caldă și apă rece, iar mai mult nu este acolo ca și aici. Aceasta zicând, a alergat gol în baie în mijlocul femeilor, iar ele, repezindu-se îndată cu toate la dânsul, l-au bătut și l-au izgonit din baie. Diaconul acela, luându-l deoparte, l-a întrebat zicând: părinte, cum te-ai simțit la trup când ai intrat dezbrăcat în mijlocul acelor femei? Starețul a răspuns: crede-mă, frate, că precum stă un lemn în mijlocul lemnelor, așa am fost și eu în mijlocul lor. Eu n-am simțit că am trup, nici m-am gândit că am intrat la trupuri, ci mintea mea era îndreptată către Dumnezeu. O nepătimire ca aceasta a trupului său cel osândit, fericitul a spus-o cu adevărat diaconului acela, către care toată viața sa nu o tăinuia, văzându-l pe dânsul că este adevărat rob al lui Dumnezeu. Între ei amândoi era o dragoste prietenească întru Hristos și unul altuia știau faptele cele plăcute lui Dumnezeu. Cuviosul Simeon făcea nebunia aceea nu pentru sine singur, ci și pentru alții, pentru că pe mulți păcătoși, învățându-i cu cuvântul și cu lucru, îi aducea la pocăință. Un tânăr oarecare a căzut în păcatul desfrânării și, îndată ca pedeapsă din partea lui Dumnezeu, a fost dat Satanei spre chinuirea trupului și astfel se muncea de Duhul cel necurat. Văzându-l pe el, starețul l-a lovit peste obraz, zicându-i la ureche să nu fie desfrânat. Îndată cu cuvântul a ieșit diavolul din trânsul și tânărul acela a rămas sănătos. Deci mulți, întrebându-l cum s-a tămăduit, el spunea: am văzut pe un stareț ținând în mâini o cruce de lemn, cu aceea a izgonit de la mine pe un câine negru înfricoșat, pe care, bătându-l, m-am făcut sănătos. Acela nu putea să spună că Simeon nebunul a tămăduit pe el, ținând Dumnezeu limba aceluia până la ziua morții lui Simeon. Într-un târg era un vrăjitor cu numele Psifas, care făcea fel de fel de comedii de râs. Acela, făcând înaintea poporului lucrul său cel obișnuit, Simeon s-a dus acolo și, văzând pe vrăjitor, l-a cunoscut că în viața sa avea o faptă bună. Deci, vrând să-l tragă de la acel lucru neplăcut care îl făcea la arătare, a luat o piatră foarte mică, făcând pe ea semnul Sfinte Cruci, a aruncat-o spre vrăjitorul acela, lovindu-l în mâna dreaptă. Atunci îndată s-a uscat mâna vrăjitorului și nimeni nu putea să știe cine a aruncat piatra aceea. Deci vrăjitorul s-a dus din priveliște bolnav și mâhnit. Cuviosul i s-a arătat lui invis zicându-i: eu te-am lovit cu piatra și de nu te vei pocăi și îmi vei jura că nu vei mai face acel meșteșug pricinuitor de râs, nu te vei tămădui. Vrăjitorul i-a jurat pe prea curata Fecioară Născătoarea de Dumnezeu că nu va mai face acele scamatorii. Deșteptându-se din somn, s-a văzut sănătos și mâna era tămăduită, dar nu putea să arate pe tămăduitorul său decât numai zicea: un monah
un monah care purta pe capul său o cunună de ramuri de finic matămăduit. Cuviosul vedea de asemenea mai înainte cele ce erau să fie și pe toate le spunea la alții. Când s-a întâmplat marele cutremur de pământ, din care pricina a căzut și Antiohia pe vremea împărăției lui Mavrichie, atunci multe zidiri s-au sfârâmat în cetatea Emesei. Cu multe zile înainte de aceea, starețul în nebunia sa a luat din școală un bici de piele împletit și, alergând prin cetate, bătea stâlpii de piatră prin care se sprijineau zidirile și la fiecare stâlp zicea: Domnul îți poruncește să stai tare. Mergând la un alt stâlp, i-a zis: Tu nici să stai, nici să cazi. Deci, când s-a întâmplat cu tremurul de pământ, toți acei stâlpi pe care Sfântul îi bătuse, poruncindu-le să stea, au rămas întregi și nemișcați, iar unii au căzut cu casele care erau pe ei și s-au sfârmat în bucăți. Iar stâlpul acela către care Sfântul a zis: Tu nici să stai, nici să cazi, acela a crăpat în jumătate de sus până jos și, plecându-se puțin, stătea. De aceea, când Sfântul bătea acei stâlpi, poruncindu-le să stea, poporul socotea că aceea o făcea din nebunie. Însă după ce a văzut că acei stâlpi au rămas nemișcați și nevătămați de cutremur, mulți au cunoscut că și cutremurul era vestirea prorocească a nebunului. De asemenea, având să fie și câțiva morți, Sfântul, ducându-se în școală, săruta copiii în glumă, spunând fiecăruia: Mergi, o bunul meu! O, frumosul meu, mergi! Însă nu-i săruta pe toți copiii, ci pe care arătase dumnezeiescul dar. Către dascăl zicea: Frate, să nu bați pe acești copii pe care îi sărut eu, că cei vor merge în cale depărtată. Dar dascălul îl bajocorea pe el și uneori chiar îl bătea, iar alteori și copiilor le poruncea să-l bată. Cu voia lui Dumnezeu, venind asupra cetății acelea o moarte grabnică, n-a rămas între cei vii nici unul din acei copii pe care Sfântul îi sărutase, ci toți au murit. Atunci s-a cunoscut prorocia lui. Starețul avea obicei de a intra în casele celor bogați și făcea nebuniile lui. El de multe ori săruta înaintea tuturor slujnicele lor. Odată s-a întâmplat că o slujnică a unui cetățean însemnat a păcătuit cu un tânăr și a zămislit de la el. Când ea s-a cunoscut că este îngreunată, stăpâna ei o întreba cu cine a greșit, dar ea nu voia să arate pe cel adevărat, ci zicea că monahul cel nebun a silit-o. Starețul, mergând după obicei la acea casă, jupâneasa a zis către dânsul: Simeoane, bine ai făcut tu oare că ai băjocorit slujnica mea și ai îngreunat-o? Starețul, râzând, i-a zis: Îngrijește-te acum, îngrijește-te de ea, până ce va naște pruncul, atunci vei avea un Simeon mic. Din acea zi, starețul a început a numi pe slujnica aceea femeia sa și venea în toate zilele la dânsa, aducându-i pâine curată, carne și pește, zicându-i: Mănâncă, femeia mea, mănâncă. Când a sosit vremea nașterii, acea femeie n-a putut să nască până la 3 zile, astfel că era să moară. Stăpâna ei a zis către Sfântul: Bătrânule, roagă-te lui Dumnezeu, căci femeia ta nu poate să nască. El, jucând și sărind, zicea: Mă jur pe Iisus, mă jur pe Iisus, că nu va ieși pruncul din trânsa până ce nu va mărturisi cine este tatălui. Auzind aceasta, femeia care se lupta cu nașterea a mărturisit adevărul, spunând că a năpăstuit pe monahul cel nevinovat. Deci a spus pe cel cu care a căzut în păcat. Atunci a născut pruncul, deci a început a-l avea pe stares ca pe un sfânt. Alții ziceau de Simeon că vrăjește cu ajutorul cel diavolesc, fiind nebun și îndrăcit. Sfântul vedea încă și tainele gândurilor inimilor omenești. Acest lucru s-a arătat astfel. Aproape de cetate era o mănăstire în care, vorbind doi părinți, făceau cercetare despre Origen și ziceau: Pentru ce un înțelept ca acela a căzut în eres și a pierit? Deci unul zicea că înțelepciunea lui Origen nu era de la Dumnezeu, ci din învățătură și din multa citire a cărților. Celălalt zicea că este cu neputință omului ca să vorbească și să scrie unele ca acelea fără darul lui Dumnezeu, învățături care și până astăzi se primesc bune de cei drept credincioși. Astfel ei, pricindu-se și neînțelegându-se, au zis unul altuia: Se aude că pustia Iordanului are mari sfinți părinți înțelepți de Dumnezeu, deci să mergem acolo, doar vom găsi pe acela ca să ne dezlege îndoiala noastră.
Astfel, sfătuindu-se ei, au mers mai întâi în Sfânta Cetate a Ierusalimului și după ce s-au închinat la sfintele locuri, s-au dus în pustiul Mării Moarte. Acolo, după rânduiala lui Dumnezeu, care n-a defăimat ostenelile lor, au găsit pe cuviosul Ioan, ce era prieten și împreună pusnic cu Simeon. Însă acum ajunsese și Ioan în măsura cea desăvârșită a sfințeniei și avea și el darul prorociei. El, văzând pe părinții care veniseră la dânsul, a zis către ei, Bine ați venit voi, cei ce ați lăsat marea și voiți să scoateți apă din iezerul cel uscat. Deci, făcându-se între dânsii altă vorbire duhovnicească și pomenindu-se pricina cea despre Origen, cuviosul Ioan a zis către cei ce veniseră, O, părinților, eu încă n-am luat de la Dumnezeu un dar ca acesta, ca să pot socoti pe cele neștiute, dar să mergeți la nebunul Simeon, cel din cetatea voastră. Acela vă va spune toate ce îl veți întreba. Ei, întorcându-se la locul lor, s-au dus în cetatea mesei și întrebau, Unde este Simeon, starețul cel nebun? Unii le-au răspuns râzând, Ce voieți să auziți de la un nebun care pe toți îi smintește și îi ocărește, dar mai ales pe monahi îi dosădește? Ei, nebăgând de seamă acele cuvinte, căutau pe bătrân și l-au găsit în casa unui vânzător de legume, zăcând pe bob și mâncând din acelea ca un urs. Atunci unul dintre înșii, smintindu-se, a zis singur în sine râzând, Cu adevărat, la mare înțelept am venit să învățăm. Mult ne va învăța acesta. Apoi, apropiindu-se de dânsul, a zis, Binecuvintează, părinte. El, uitându-se la dânsii, cu mânie le-a zis, Rău ați venit și cel ce v-a trimis la mine este un nebun. Apoi, sculându-se, a lovit tare peste obraz pe cel ce se zmintise și a zis, Pentru ce hulești bobul și spui că este înmuiat de 40 de zile? Origen n-a mâncat de acesta, ci intrând în mare n-a putut să iasă din trânsa și astfel s-a necat în adânc. Duceți-vă de aici, duceți-vă că veți fi bătuți. Ei s-au dus, minunându-se de mai înainte vederea starețului, căci mai înainte de a-l întreba ei despre Origen, el le-a spus totul despre unecarea lui în Marea Scripturii. El a pomenit și despre cel ce i-a trimis la dânsul, le-a înțeles și gândul inimilor, dar nu putea să spună la nimeni nimic de dânsul, că a zis despre bob că este muiat de 40 de zile să se înțeleagă că el a petrecut atâtea zile fără de hrană, precum a spus singur de aceasta mai pe urmă prietenului său, diaconul Ioan. 3. Continuarea din viața sfinților Simeon cel nebun pentru Hristos și Ioan pusnicul. Într-una din zile, luând un fluier, a ieșit în uliță la un loc oarecare, unde locuia un duh necurat într-o casă pustie. Duhul acela înfricoșa pe cei care treceau târziu pe acolo și pe unii chiar îi vătăma. Sfântul, șezând acolo, cânta din fluier rugăciunea cuviosului Nicon, părintele său pe care o învățase de la dânsul, și astfel a izgonit pe diavol de acolo. Diavolul, prefăcându-se într-un arap mic, s-a dus în casa celui cu legumele, a îngrozit pe toți și a sfărâmat toate vasele. Întorcându-se Simeon, a văzut pe femeia celui îngrozită și mâhnită și femeia i-a spus zicând, A venit repede un arap înfricoșat și mânios, mic de stat, care ne-a spăimântat pe toți și a sfărâmat toate vasele noastre. Sfântul a zis către dânsa, Eu l-am trimis la voi, deoarece nu vă duceți la Sfânta Biserică, fiindcă se ținea și aceea de eresul lui Sevir cel fără cap. Femeia voia să prindă pe nebun și să-l bată, dar el, plecându-se, a luat țărână de jos și aruncând în fața ei, i-a umplut ochii de țărână și a zis către dânsa, Nu mă vei prinde până ce nu te vei împărtăși cu biserica mea, iar de nu vei voi să te împărtășești, apoi arapul va veni iar la voi. Zicând aceasta, a fugit din casa aceea. A doua zi, tot la acel ceas, diavolul în asemănare de arap a intrat ca și mai înainte în casa celui cu legume și a făcut același lucru ca și mai înainte. Atunci a alergat toată casa aceea și a trecut la biserica drept credincioșilor. Asemenea a fost întors la Hristos prin cuviosul Simeon și un oarecare iudeu, hulitor al numelui lui Iisus Hristos,
pentru că acel iudeu, Dumnezeu rânduindu-i calea spre mântuire, a văzut odată pe stareț spălându-se și doi îngeri vorbind cu dânsul, cunoscând el că este plăcut lui Dumnezeu, voia să arate poporului ceea ce văzuse despre dânsul. Sfântul însă, arătându-i se în vis, i-a poruncit să nu spună la nimeni ceea ce văzuse. Iudeul, ieșind a doua zi în târg și nerăbdând să ascundă acea taină, pe când voia să-și deschidă gura ca să grească poporului despre Simeon, îndată Sfântul i-a stat în față și s-a atins de buzele lui, însemnându-l cu semnul Sfintei Cruci. Iudeul a rămas mut cu desăvârșire, iar Sfântul a fugit de lângă dânsul, sărind și jucând prin popor. Iudeul, ducându-se la Sfântul, i s-a închinat și, făcându-i semn cu mâna, i-a spus că se va boteza. După aceasta, Sfântul, arătându-i se în vis, i-a zis, sau te botezi, sau rămâi mut. Iudeul s-a botezat și când a ieșit din Sfânta Scăldătoare, îndată i s-a dezlegat limba și a început a grăi slăvind pe Dumnezeu, deci el a adus la Sfântul Botez toată casa lui. Sfântul ajunsese într-atâta curățenie și nepătimire, încât jucând între femei, petrecea ca un aur curat în mijlocul focului, el de multe ori fiind gâdilat de mâini nerușinoase ce îi se băgau în sân, petrecea ca un mort cu trupul și nesimțitor ca un lemn. Astfel era luată de la dânsul pofta cea firească cu darul lui Dumnezeu. El a povestit despre sine diaconului Ioan, cel mai sus pomenit, zicând, când eram în pustie și aveam multă supărare de patimile trupești și când mă rugam lui Dumnezeu cu lacrimi pentru ușurarea acelui război, mi s-a arătat Sfântul Nicon zicându-mi, frate, cum petreci? Eu i-am răspuns, pătimesc rău, părinte, și de nu-mi vei ajuta, nu știu ce voi face, pentru că trupul mă muncește foarte mult. Starețul zâmbind a luat apă din Sfântul Iordan și mi-a turnat pe pântece, apoi făcând semnul Sfintei Cruci mi-a grăit, acum ești sănătos. De atunci n-am mai simțit în mine poftă trupească nici în somn și nici la arătare. Aceasta a mărturisit-o el acelui fericit diacon. El fiind fără patimă se apropia cu netemere de partea femească și precum de demult în Sinai rugul cel de foc stătea nears, tot așa și el petrecea nears de atingerea femească. El mergea prin trânsele căutând mântuirea lor, pentru că uneori zicea către orice desfrânată, dacă vei voi să-mi fii prietene, îți dau 100 de galbeni, numai să nu mai păcătuiești. Zicând aceasta, arăta desfrânatei aurul pe care Dumnezeu îl dădea nevăzut, dar femeile cele desfrânate, batjocorindu-l, ei se făgăduiau că nu vor greși cu nimic, dar lui îi trebuia jurământ de la dânsele și de se jura vreuna că va petrece în curățenie, îi dădea galbenii. După aceea, dacă nu păzea jurământul și greșea cu cineva, Sfântul o cunoștea îndată și o mustra. Atunci venea asupra ei o boală cumplită sau vreun diavol să o muncească, până ce făcea făgăduință nemincinoasă de pocăință adevărată. Astfel a mântuit Sfântul pe multe femei desfrânate. Când poporul începea a-l vedea ca pe un sfânt, îndată făcea un semn care nu era arătat de sfințenie, ci de nebunie, pentru că uneori umbla șchiopătând, alteori sărind, alteori se târa pe pământ și împiedica picioarele celor ce mergeau în cale și zăcând la pământ bătea cu picioarele, iar la lună nouă se făcea îndrăcit și cădea ca un îndrăcit. El făcea multe fapte neplăcute și necuviincioase ochilor omenești, arătându-se la toți pe sine că este nebun. Acestea le făcea ca să nu-l cunoască nimeni că este sfânt. Altădată, în Sfântul și Marele Post, cel de 40 de zile, a postit cu toată asprimea, dar în Sfânta și Marea Joi de dimineață ședea în târg și mânca. Acest lucru, văzându-l, cei ce treceau pe acolo grăia, vezi pe nebunul acesta că nici această Sfântă Joi nu o cinstește, ci mănâncă de dimineață. Diaconul Ioan, văzându-l, a zis către dânsul, cu câți bani ai cumpărat acea hrană pe care o mănânci? Iar el a răspuns, cu 40 de bani, ceea ce s-a adeverit că în 40 de zile n-am mâncat nimic. Un protocomit oarecare care petrecea aproape de Emesa, auzind de o viață ca a lui, a zis în sine, mă duc să-l văd pe Simeon și să-l cunosc, oare pentru Hristos se nevoiește sau cu adevărat este fără de minte?
Deci, intrând în cetate și fiind aproape de casa femeilor desfrânate, a văzut pe o oarecare femeie de acolo, ducând pe stareț în casa lor, iar pe alta bătându-l dinapoi cu curele. Protocomitul, smintindu-se, a zis în gândul său, cine va crede că acest mincinos monac nu păcătuiește cu aceste femei desfrânate? Aceasta, zicându-i el în sine și fiind departe de el ca la o aruncătură de piatră, deodată starețul acela, alergând la protocomit și lovindu-l pe el peste obraz, și-a descoperit haina sa și, nerușinându-se, i-a arătat trupul său cel mort, sărind dinaintea lui și zicând, ticălosule, aici este zburdare? Procomitul s-a mirat că de departe starețul i-a cunoscut gândul lui și l-a cunoscut pe el că este robul lui Dumnezeu, înnebunindu-se de bună voie pentru Hristos. El nu putea să spună aceasta cuiva cu toate că voia, căci cu oarecare putere limba lui ca și a celorlalți se ținea până la sfârșitul sfântului. Într-o uliță din acea cetate s-a sălășluit într-o oarecare casă pustie un diavol. Cuviosul Simeon, apropiindu-se, l-a văzut pregătindu-se să lovească de va trece cineva prin locul acela. Atunci starețul, luând pietre mici în sânul său și stând acolo, arunca câte o piatră mică către cei ce voiau să meargă într-acolo. Un câine trecând pe acolo și fiind lovit de diavol, îndată a început să facă spume. Atunci Sfântul a zis către popor, de acum puteți trece, pentru că în loc de om a fost lovit un câine. După aceasta s-a întâmplat starețului să meargă pe lângă un loc unde dănțuiau o mulțime de fecioare. Fetele acelea, văzându-l pe el, au început a-l batjocuri și a-l chema la dansul lor strigând, monahule, monahule, dar el, vrând să pedepsească și să înțelepțească neurânduiala lor, s-a rugat în taina inimii sale către Dumnezeu, deci le-a făcut ochii strâmbi, căutând fiecare cruciș, iar starețul s-a dus în drumul său. Fetele, cunoscându-și strâmbarea ochilor, au înțeles că nebunul le-a făcut lor aceea și alergau unura în urma lui plângând și strigând, nebunule, îndreaptă-ne ochii noștri, pentru că lor li se părea că din vraj le-a făcut lor aceea. Deci, ajungându-l, l-au prins și îl rugau cu sila zicându-i, dezleagă ceea ce ai legat, iar el, jucând, a zis către dânsele, de voiește cineva din voi să se tămăduiască, atunci să-i sărut ochii cei strâmbi și se va tămădui. Unele din ele, câte a voit Domnul să le tămăduiască, s-au învoit cu starețul să le sărute ochii lor, deci prin sărutarea lui îndată au luat tămăduire. Celelalte care le-au fost cârbă și n-au voie să le sărute starețul ochii, acele au rămas netămăduite. Plecând starețul puțin de la ele, au început și acelea a alerga în urma lui și a striga, așteaptă nebunule, așteaptă pentru Dumnezeu și sărută-ne și pe noi. Dar starețul nu le-a ascultat pe ele, ci a alergat înainte, iar fetele veneau în urma lui. Unii din popor care priveau la aceasta ziceau, se joacă fetele cu dânsul, iar alții le socoteau și pe acelea că sunt nebune. Dar cuviosul zicea către dânsii, de n-ar fi strâmbat Dumnezeu ochii lor, apoi ar fi întrecut cu desfrânarea lor toate femeile din Siria, dar pentru schimbarea ochilor lor nu vor mai fi astfel. Altădată, unii dintre cetățenii Emesei s-au dus la Ierusalim ca să prăznuiască acolo Sfintele Paști. După săvârșirea praznicului, întorcându-se ei pe la locurile lor, un om dintre ei s-a despărțit de ei și s-a dus în pustie ca să cerceteze pe Sfinții Părinți și să se învrednicească de binecuvântarea și de rugăciunile lor. Acela cerceta chiliile părinților cu aducere de daruri și milostenii din averile sale. Dar după rânduiala lui Dumnezeu i s-a întâmplat de a întâlni în pustie pe cuviosul Ioan, care a fost pusnic împreună cu Sfântul Simeon. Sfântul Ioan petrecea aproape de Marea Moartă și de râul Iordan, deci el, închinându-se lui, cerea binecuvântare și rugăciuni. Cuviosul Ioan a zis către dânsul, având în cetatea ta pe Simeon, plăcutul lui Dumnezeu, ce mai cer de la mine săracul? De rugăciunile lui nu numai eu, ci toată lumea are trebuință. Apoi, luând pe omul acela, l-a dus la chilia sa. Acolo au aflat în chilie o masă neobișnuită pustiului, pusă de o mână nevăzută și trimisă de Dumnezeu.
Pe masă erau pâini curate și calde, pești aleși, vin bun și vase. Deci, șezând ei, au mâncat și s-au săturat, mulțumind lui Dumnezeu. După masă, cuviosul Ioan, luând trei prescuri asemenea trimise de Dumnezeu, le-a dat omului aceluia, zicându-i, dă aceste prescuri fratelui meu Simeon cel nebun și zi lui, roagă-te pentru fratele tău Ioan. Întorcându-se omul acela în cetatea Emesei, cuviosul Simeon l-a întâmpinat pe el la porțile cetății și a zis, sănătos este fratele meu Ioan, nu mi-ai mâncat oare vreo prescură din cele trei pe care mi le-a trimis mie pentru binecuvântare? Atunci omul acela s-a mirat de o mai înainte vedere ca aceea, iar starețul, luându-l pe el în coliba lui cea săracă, iarăși a pus înainte o masă ca aceea trimisă de Dumnezeu cuviosului Ioan, ce îi fusese pus înainte în pustie. Simeon a spus omului acela toate cele ce a vorbit în pustie cu Ioan, ce a mâncat și ce a băut. Deci, plecând de la stareț, se minuna cu spaimă de toate cuvintele lui cele grăite cu prorocie, însă nu îndrăznea să spună de aceasta cuiva, pe de o parte că era oprit de Dumnezeu și pe de alta că se rușina de oameni, pentru că știa că nu-l vor crede pe el, deoarece toți îl aveau pe Simeon ca pe un nebun, însă el era mai înțelept decât toți oamenii. Asupra diaconului Ioan, cel pomenit mai sus, într-o vreme oarecare, a năpădit prin voia lui Dumnezeu o ispită în acest fel. Niște tâlhari au făcut o ucidere în cetate și, luând trupul omului ucis, l-au aruncat în curtea diaconului. Făcându-se ziua și găsindu-se mortul în curtea diaconului, s-a făcut gâlceavă mare. Deci, prinzând boierul pe diacon, făcea asupra lui judecată ca asupra unui ucigaș și nu se găsea nimeni care să fie martur al nevinovăției lui. Deci, nevinovatul diacon a fost osândit la moarte, adică să fie spânzurat pe lemn. Ducându-l pe el la locul cel de moarte, nu zicea nimic altceva decât numai atât, Dumnezeul nebunului ajută-mi, Dumnezeului Simeon, stăm de față în ceasul acesta. Dar Simeon, în acea vreme, își făcea nebunia sa în alt loc, Dumnezeu voind să izbăvească pe nevinovatul diacon de o năpastă și moarte ca aceea, fără de cinste, a trimis un om oarecare la stareț și a zis lui, nebunule, prietenul și făcătorul tău de bine, diaconul Ioan, este osândit la moarte și de va muri el, apoi tu vei pieri de foame, pentru că nimeni nu se va mai îngriji de tine precum s-a îngrijit el. Aceasta grăind, i-a spus și pricina pentru care a fost osândit la moarte. Sfântul Simeon, auzind aceasta, îndată a mers înascuns la locul acela, unde se obișnuise a se ruga în taină și nimeni nu-i știa locul acela, decât numai singur diaconul. Acolo, plecându-și genunchii, a început cu din adinsul a se ruga lui Dumnezeu pentru mântuirea diaconului din acea primejde de moarte și îndată s-au găsit ucigașii. Judecătorul a trimis repede călăreți în urma cetelor ce duseseră pe diacon la moarte ca să libereze pe nevinovat. Deci i-au aflat pe ei acum la locul acela la care era să spânzure pe diacon. Diaconul, fiind liberat, nu s-a dus la casa sa, ci s-a dus drept la locul acela unde se ruga Sfântul Simeon. Dar găsindu-l pe el încă cu rugăciunea neisprăvită și având mâinile ridicate în sus, a stat puțin înapoi a lui înspăimântat, pentru că vedea, precum spunea mai pe urmă cu jurământ, ieșind din gura Sfântului niște văpăi ca săbile și o roată de foc împrejurul lui. Diaconul, văzând aceasta, nu îndrăznea să se apropie de dânsul, până ce nu și-a sfârșit rugăciunea, iar roata aceea de foc s-a ridicat spre cer. Sfântul, uitându-se, a zis către diacon, ce este, frate Ioane, puțin a lipsit de n-ai băut paharul morții, deci mergi de te roagă și mulțumește izbăvitorului Dumnezeu, căci această ispitire ți s-a întâmplat pentru că doi săraci au venit la tine și aveai ce să le dai, dar nu le-ai dat, ci te-ai întors spre dânsii și le-ai dat drumul fără nimic. Au doar ale tale sunt cele ce dai, nu crezi aceluia care a zis că cel ce dă săracilor pentru Dumnezeu însutit va primi în veacul cel de acum, iar de nu vei da este arătat că nu crezi în Dumnezeu. Acestea erau cuvintele nebunului, dar mai ales ale Sfântului și cuviosului bărbat, căci când era cu diaconul Ioan în singurătate, nimic nu făcea cu nebunie, ci cu blândețe și cu inimă umilită vorbea cele de folos. De multe ori, când diaconul acela a ascultat cuvintele Sfântului cele folositoare de suflet,
simțea ieșind din gura lui un miros plăcut. Într-o duminică de dimineață, după a șaptea zi de nemâncare, acest sfânt, luând un cârnaț făcut cu carne, l-a pus pe umărul său ca pe un orar diaconesc, iar în dreapta avea muștar. Deci, dând cârnațul prin muștar, mânca, iar celor ce veneau la dânsul să se roage, le ungea gura cu muștar. Într-o zi a venit la dânsul un sătean prost, având durere de ochi din pricina unei albețe. Atunci el, fără de veste, l-a frecat la ochi cu muștar. Când acela a strigat de durere, nebunul a zis către dânsul, du-te de te spală la ochi cu oțet și usturoi și îndată te vei tămădui. Dar acela, neascultând pe sfânt, s-a dus la doctor și a orbit și mai rău. După aceea, căindu-se, a zis, chiar de-mi vor sări ochii, voi face ceea ce mi-a poruncit nebunul stareț. Iar când el și-a spălat ochii săi cu oțet și usturoi, îndată s-a însănătoșit desăvârșit la ochi. După aceasta, întâlnindu-l pe el, odată sfântul pe drum i-a zis, iată, ești sănătos, de acum să nu mai furi capre de la vecinul tău. Așa a învățat sfântul pe cel ce fura, pentru că știa toate lucrurile omenești cele tăinuite. Odată s-au furat de la niște cetățeni 500 de galbeni, omul acela se mâhnise pentru aurul său risipit și cu din adinsul făcea cercetare pentru aceea. El era foarte aspru cu slujile sale și le bătea fără milă. Deci, mergând el odată pe uliță, l-a întâmpinat Simeon și a zis, vrei să afli galbenii tăi? Iar el a zis, cu adevărat voiesc. Nebunul Simeon a grăit, ce-mi dai mie ca în acest ceas să-ți găsesc aurul tău? Omul a răspuns, îți voi da 10 galbeni. Nebunul a zis, nu voiesc aur, ci voiesc să-mi jur că nu vei bate pe cel ce a furat și nici pe altcineva. Atunci cetățeanul s-a jurat, iar sfântul i-a zis, galbenii tăi ți-a furat pitarul, dar păzește-te ca să nu-l bați pe el și nici pe altul. Deci, ducându-se omul acela în casa lui, a găsit tot aurul la pitar, sluga sa, după cum i-a zis sfântul, dar nu l-a bătut. După aceasta, când se întâmpla să bată pe vreo slugă a lui pentru vreo pricină oarecare, atunci îi amorțea mâna de durere și nu putea să mai bată. Deci, aducându-și aminte de jurământ, s-a dus la stare și a zis, nebunule, dezleagă-mă de jurământ ca să-mi fie mâna liberă. Dar el, ca și cum nu înțelegea cele ce îi se spune, își făcea nebunia sa. Omul acela venea de multe ori la dânsul supărându-l ca să-l dezlege de jurământ. Odată sfântul i s-a arătat lui în vedenia visului zicându-i, te voi dezlega de jurământ, dar voi dezlega de la tine și aurul tău și toată averea ta o voi risipi, pentru că voiești să bați pe robii tăi care vor să meargă înaintea ta în veacul ce va să fie. După aceea vedenie, venind el în frica de Dumnezeu, se arăta blând către toți. Pentru niște minuni ca acestea ale sale, ca să nu fie cunoscute de oameni, se făcea îndrăcit ca și cum știa din lucrarea diavolească cele ce se făceau în taină între oameni. De aceea umbla cu cei îndrăciți ca fiind dintre dânsii și milostivindu-se spre ei, cu rugăciunea a izgonit mulți diavoli din ei, iar ceilalți îndrăciți, mai ales diavolii care locuiau în oameni, rânjeau la el zicându-i, o nebunule care batjocorești pe toată lumea, pentru ce ai venit să ne faci nouă strâmbătate? Du-te de aici, nu ești dintre noi, pentru că toată noaptea ne muncești și ne arzi pe noi. Sfântul, în îndrăcirea sa prefăcută, mustra pe mulți oameni ca unul ce toate le știa din Duhul Sfânt pentru păcatele lor cele tăinuite, pe unii pentru necurăție, pe alții pentru furt, iar pe alții pentru călcare de jurământ, pe unii îi mustra deoparte, iar pe alții înaintea tuturor, altora le spunea prin pildă lucrurile cele rele ca să-și cunoască greșeala lor, iar pe alții îi ocăra pentru fără de legile făcute. Astfel oprea toată cetatea de la păcatele cele de moarte, aducând popoarele într-o simțire și la pocăință. Mulți îl credeau că nu știe tainele de la Dumnezeu, ci de la diavol, crezându-l că este îndrăcit. Pentru aceea, unii din păcătoși și cei nepocăiți se temeau să vină înaintea feței lui sau să se întâlnească cu dânsul, ci fugeau de el ca să nu fie mustrați. În vremea aceea era în cetate o femeie fermecătoare care făcea vrăși și era pricinuitoare de multe răutăți.
Vrând cuviosul să strice vrăjile acelea, a început a veni la ea adeseori și, împrietenindu-se cu ea, îi aducea bucatele ce îi se dădea lui, bani și haine, iar el i-a zis odată: voiești să-ți fac un lucru pe care, când îl vei purta cu tine, nimeni să nu te mai deoache și niciun rău să nu se apropie de tine? Ea, crezând că nebunul știe ceva din lucrurile drăcești, i-a zis lui: da, voiesc. Deci, luând el o scândurică mică, a scris sirienește pe dânsa: să te certe pe tine Dumnezeu ca să nu mai poți întoarce pe oameni de la dânsul. Deci a dat scândurica femeii ca să o lege la gât. Făcând femeia aceasta, îndată a slăbit puterea farmecilor ei cu totul și nu mai putea să mai vatăme pe nimeni, nici să ajute cuiva. Mergând starețul cu frații lui cei săraci și apropiindu-se de cuptorul unde se lucrau sticle, lucrătorul acela era evreu și, șezând sfântul aproape de cuptor, se încălzea, iar lucrătorul făcea sticle. Nebunul a zis către ceilalți săraci săi: voiți să vă fac să râdeți? Iar ei și-au întors ochii spre el ca să vadă ce va face. Când jidovul a făcut o sticlă, el a făcut semnul Sfintei Cruci cu mâna dreaptă și îndată sticla s-a spart. Făcând el altă sticlă, s-a spart și aceea prin însemnarea crucii făcute de Simeon. Asemenea s-a spart și a treia, a patra până la a șaptea. Deci săracii au început a râde cu hohot și a spus jidovului ceea ce se făcea. Umplându-se el de mânie, a apucat un tăciune și a gonit pe nebun, bătându-l și arzându-l. Nebunul, ducându-se, striga către el zicând: o, sticlarule, până ce nu vei face cruce pe fruntea ta, să știi că toate sticlele ți se vor sfârma. Necrezând jidovul, a început lucra sticle și s-au spart una după alta vreo 13. Văzându-și paguba, a făcut fără de voie semnul Sfintei Cruci pe fruntea sa și a încetat a se mai sfârma sticlele ce le lucra. Cunoscând el puterea Sfintei Cruci, a mers la Sfânta Biserică și s-a făcut creștin primind Sfântul Botez. În vremea aceea a căzut în boală unul din cei mai de frunte ai cetății, în a cărui casă se obișnuise cu viosul nebun a merge și a juca. Îngreunându-se boala aceluia, i s-a arătat în vis o vedenie ca aceasta. Se vedea că aruncă un arșic de joc cu un oarecare arab înfricoșat și s-a făcut între ei un rămășac. Dacă arșicul nu va cădea celui bolnav de 3 ori numărul 6, apoi el va fi biruit de arab. Astfel bolnavul a rămas în îndoire și în frică mare. Bolnavului i s-a mai arătat nebunul Simeon zicându-i: cu adevărat acum te va birui pe tine acest arab, deci dăm cuvânt că nu vei mai întina patul femeii tale și eu voi arunca numărul pentru tine și tu vei birui. Bolnavul s-a jurat Sfântului în acea vedenie că nu va mai păcătui. Apoi Sfântul, luând un os, l-a aruncat și a căzut de 3 ori 6 și arapul a plecat de la bolnav. Deșteptându-se din somn, a simțit că i s-a ușurat boala. Venind nebunul, ca de obicei, în casa lui, a zis către el: bine ai făcut cele 3 aruncături de arșic, însă crede-mă pe mine că de-ți vei călca jurământul, atunci arapul te va sugruma. După aceea, ocărând pe toți cu obiceiul nebuniei sale, s-a dus de acolo. Cuviosul avea o colibă pentru odihnă și mai ales pentru rugăciunile cele de noapte, dar în ea nu era nimic decât o sarcină de viță. În acea colibă petrecea la rugăciune toate nopțile până dimineața, udând pământul cu lacrimi. Sosind ziua, își împletea o cunună de măslin sau de buruieni pe care o punea pe cap și, ținând în mâini o stâlpare, umbla prin cetate strigând: este prăznuirea împăratului celui biruitor și a cetății lui. Prin aceste cuvinte, Sfântul numea sufletul drept cetate, iar mintea împărat care stăpânea peste patim, și le tâlcuia diaconului Ioan, prietenul său, la care mergea deseori în taină și vorbea pe larg de toate cuvintele și lucrurile sale, zicându-i cu jurăminte îngrozitoare ca nimănui să nu spună ceva de el până la sfârșitul vieții lui. Mai înainte cu 2 zile de moartea lui, a mers la diaconul Ioan și a zis: eu astăzi am fost la iubitul meu frate Ioan, viețuitorul în pustie, cu care din început m-am lepădat de lume și am intrat în călugărie. Pe el l-am văzut
l-am găsit sporind în bunătăți și desăvârșit plăcut lui Dumnezeu, deci m-am bucurat că l-am văzut purtând pe capul cunună luminoasă, pe care era scris cununa răbdării pustiului. După aceea, cuviosul Simeon, iarăși a grăit către diacon, am văzut pe un slăvit oarecare zicând către mine, vino nebunule, vino să primești pentru mântuirea atâtor suflete omenești, nu o cunună, ci mai multe. Sfântul Simeon, zicând aceasta, a suspinat și iarăși a zis, frate diacon, nimic nu știu să fi făcut de acest fel care să fie vrednic de răsplătirea cerească, pentru că nebunul și lipsitul de înțelegere ce plată va primi, fără numai un dar de mă va milui stăpânul meu cu darul său. Te rog însă pe tine, frate, ca pe nimeni din cei săraci, mai ales din monahi, să nu-i defăimezi, nici să-i ocărăști. Deci să știe dragostea ta că mulți dintre dânsii, prin pătimirea cea rea, sunt curățiți și strălucesc ca soarele înaintea lui Dumnezeu. Asemenea și între oamenii cei proști care viețuiesc prin sate și lucrează pământul și care petrec în nerăutate și în dreptate inimilor și pe nimeni nu hulesc și nici nu năpăstuiesc, ci din osteneala mâinilor lor își mănâncă pâinea într-o sudoare a feței. Între unii ca aceștia mulți sunt sfinți mari, pentru că i-am văzut venind în cetate și împărtășindu-se cu trupul și cu sângele lui Hristos și făcându-se ca aurul cel curat. Acestea pe care ți le grăiesc ție, Domnul meu, să nu crezi că le zic pentru vreo slavă deșartă, ci dragostea ta m-a silit ca să nu tăinuiesc înaintea ta lenevirea vieții mele cele ticăloase. Deci să știi că și pe tine îndată te va lua Domnul de aici, dar se cade a te îngriji pentru sufletul tău pe cât îți este puterea, ca să poți fără de supărare a trece duhurile cele din văzduh și a scăpa de cumplitele mâini ale stăpânului întunericului. Știe Dumnezeu că și eu am a pătimi mult necaz și mare frică, până ce voi trece acele înfricoșătoare locuri în care se cercetează cu deamănuntul toate cuvintele, lucrurile și faptele omenești. De aceea te rog, fiule și fratele meu Ioan, ca în tot chipul să te sârguiești, să fii milostiv, că în acel ceas înfricoșat, milostivirea poate să ne ajute mai mult decât alte bunătăți, căci este scris, fericit este cel ce miluiește pe cel sărac și scăpătat, căci în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. Păzește și aceasta să nu te apropii la dumnezeiasca slujire având mânie asupra cuiva, ca nu cumva păcatele tale să oprească venirea Sfântului Duh. Acestea și mai multe altele vorbind cu viosul Simeon, cu acel cinstit diacon, l-a rugat ca după două zile să vină în coliba lui. Plecând de la dânsul, nu s-a mai arătat umblând prin cetate, ci a petrecut în colibă până la ceasul cel mai de pe urmă al sfârșitului său. Însă nimeni nu știe în ce fel a fost sfârșitul lui, decât numai unul Dumnezeu și îngerii lui, pentru că aceia s-au obișnuit a fi de față la sfârșitul oamenilor săraci, cei cu totul părăsiți, precum a fost de față la Lazar, cel ce a murit în gunoi și despre care se pomenește în Evanghelie că a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Deci nu este îndoială că aceiași sfinți îngeri ai lui Dumnezeu a stat de față și la acest sfânt care a fost sărac cu Duhul și cu lucrul, adică la cuviosul Simeon în ceasul fericitului său sfârșit. Și deslegând cu blândețe sufletul cel drept din trupul cel curat, l-au dus cu glas de bucurie în locașurile cerești. Trecând aceste două zile, unii din săracii care au avut cu dânsul tovărășie, nevăzându-l, și-au zis, oare nu cumva s-a îmbolnăvit nebunul? Deci s-au dus la coliba lui și l-au găsit zăcând mort și ziceau, iată cel ce s-a înnebunit în viața sa, s-a aflat nebun și după moarte, căci nu s-a sfârșit culcat pe vițe, ci sub ele. Deci l-au luat doi oameni ca să îngroape fără despărare acel cinstit trup, la locul unde gropau pe cei străini, fără de obișnuită cântare, fără lumânări și fără tămâie. Deci Sfântul a fost dus la îngropare pe lângă casa acelui creștin botezat de curând, care a fost mai înainte jidov, lucrător de sticle, și acela a auzit mulțime de cântăreți, cântând cântări cu glasuri prea dulci și negrăite și s-a mirat de acea neobișnuită cântare. El a privit pe o fereastră, dar n-a văzut pe nimeni altul decât numai pe acei doi oameni care duceau la îngropare trupul nebunului.
iar glasurile nu încetau cântând nevăzut, căci îngerii lui Dumnezeu cântau, iar mirosirea cea plăcută umplea văzduhul. Creștinul acela a mirosit și a zis: fericit ești, nebunule, că neavând oameni să-ți cânte pentru îngropare, ai pe cereștile puteri care te cinstesc cu cântări și te umplu de mireasma cădirii cea din rai. Deci el îndată a mers cu acei doi oameni și au dus cu ei acel sfânt trup și l-au îngropat cu mâinile lor între mormintele străinilor și ale săracilor. El spunea tuturor că a auzit cântări îngerești deasupra acelui mormânt și negrăită bună mireasmă. Diaconul Ioan, mergând la coliba aceea și negăsind pe sfânt, îl căuta pretutindeni. După aceea, înștiințându-se că a murit și este îngropat, a plâns foarte mult și s-a dus la mormântul lui, vrând să ia trupul de acolo și să-l îngroape cu cuvință la loc de cinste. Când a descoperit însă mormântul, n-a găsit trupul sfântului, pentru că Domnul l-a mutat pe el prin sfinții săi îngeri în loc nevăzut de oameni. Atunci toți oamenii din cetatea Emesei, deșteptându-se ca din somn, au început a-și aduce aminte și a-și spune unul altuia lucrurile cele minunate ale plăcutului lui Dumnezeu, prorociile și viața lui cea mult chinuită. Astfel au cunoscut că nebunul nu era nebun, ci era mai înțelept decât toți înțelepții acestui veac, și cel ce se părea că este nesănătos era drept și cuvios. Sub chipul cel de nebunie și de păcătos își ascundea înaintea oamenilor viața sa cea înțelepțită de Dumnezeu și plăcută lui. Astfel a fost viața și nevoințele acestui minunat Simeon, care a fost nebun pentru Hristos. El a petrecut ca Lot cel de demult în mijlocul sodomitenilor, care nu s-a întinat de păcatele acelora. Așa și el acum, viețuind în mijlocul lumii, nu s-a vătămat cu patimile cele lumești. Cuviosul Simeon s-a sfârșit în 21 zile ale lunii iulie, iar după dânsul și cuviosul Ioan, tovarășul lui de pusnicie, a adormit cu fericit sfârșit în pustiul Iordanului. Deci, precum au început amândoi împreună a slujit Domnului pe pământ, tot așa și în cer au stat împreună înaintea scaunului lui Dumnezeu, viața amândurora, precum s-a spus diaconului Ioan prin sfânta și nemincinoasa gură a lui Simeon, așa de la același diacon Ioan al bisericii cea din Emesa s-a povestit cu credință și cu adevărat marelui între părinți sfântului Leontie, episcopul Neapolei Ciprului. Acela a dat-o în scris spre folosul celor ce o vor citi și o vor asculta și spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru, celui împreună slăvit cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.